România o poate schimba cineva cu multă experiență. Trăim la ora actuală niște momente față de care, pentru care, nu suntem vinovați. Momentul potrivit poate să fie și în secunda următoare. Nu există un moment potrivit. Există o mână de fier. Cineva care să poată schimba acest lucru. Cineva care să aibă și vârsta, și puterea, și învățătura. În momentul în care justiția în această țară va deveni cu adevărat liberă și independentă și slujită de niște oameni cu conștiință, în momentul acela se va face primul pas.